În anul școlar 2021-2022, Agenția Națională Antidrog derulează proiectul pilot Abilități pentru Acțiune. Proiectul este implementat cu sprijinul Asociației Cluburilor Lions District 124 România și are o abordare complexă pentru prevenirea consumului de droguri. Acest proiect se adresează elevilor din învățământul liceal și utilizează resursele pedagogice ale modulului Lions Quest Abilități pentru Acțiune, un program cuprinzător și universal bazat pe dovești științifice, tradus în 36 de limbi și implementat în peste 90 de țări. Mai mulți profesori din câmpul lung au participat la aceste cursuri, devenind astfel lideri de opinie în școlile unde activează pentru a educa elevii să conștientizeze pericolul consumului de stupefiante. Lions Club District 124 România a hotărât să implementeze un, în cadrul parteneriatului cu Agenția Națională Antidrog un program de pregătire a specialiștilor ANA, Asociația Națională Antidrog, în învățarea socio-emoțională. Noi deținând și promovând la nivel național Lions Quest, un program de învățare socio-evoluțională la nivel mondial, unul dintre cele mai bune din lume, implementat deja în 90 de țări, tradus în 36 de limbi, fiind unul dintre cele mai importante programe dedicate tineretului. Dar sunt programe în care noi pregătim specialiști, în general profesori ca și o paranteză în câmpul lung, peste 100 de profesori sunt deja uh, absolvenți ai unui modul de la Quest. Uh, asta nu înseamnă că nu trebuie să mai facem, pentru că sunt foarte multe module, sunt uh, noi profesorii în oraș care trebuie să pregătiți și care, care lucrează cu tineretul despre ce este vorba? Specialiștii Ana vor merge în au targetat un număr de aproape 5.000 de tineri din țară care trebuie să fie cu care trebuie să se lucreze pentru a învăța în special să ia decizii corecte. Învățarea socială și emoțională este un proces prin intermediul căruia copiii și adulții își însușesc și aplică cunoștințe, atitudini și deprinderi necesare, înțelegerii și gestionării emoțiilor, își stabilesc obiective, își dezvoltă empatia față de alții, formează relații constructive și iau decizii responsabile. De asemenea, un alt obiectiv important al proiectului îl reprezintă creșterea nivelului de informare, educare și conștientizare a 10.000 de părinți cu privire la importanța factorilor de risc și de protecție familiali legați de consumul de droguri la nivel național.